Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Ana Enescu, sunt de la Colegiul Național Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, profesoară de limba și literatura română și astăzi vom vorbi despre felul în care trebuie să construim o argumentare convingătoare, adică despre redactarea subiectului de la punctul 1 roman B din modelul de bacalaureat. Acolo sunt cele mai multe probleme atunci când vine vorba de evaluare. Elevii au senzația că au scris tot ceea ce trebuia, însă de foarte multe ori pierd din vedere anumite aspecte din barem și din acest motiv am ales să vorbim astăzi despre acest tip de eseu, eseul argumentativ. Structura eseului argumentativ este una pe care voi cu siguranță o știți. Sunt trei elemente de structură: ipoteza, care se mai poate numi și opinie sau teză, argumentele și concluzia, fiecare dintre ele cu un rol foarte bine stabilit, extrem de important în construirea acestei argumentări. Pentru a înțelege mai bine ce se așteaptă de la voi atunci când vă este evaluată lucrarea de examen de bacalaureat, ar trebui să definim fiecare dintre aceste componente și să știți ce trebuie să punctați foarte clar în eseu și ce merge trecut cu vederea, să spunem. Primul dintre elementele de structură, ipoteza sau opinia, teza, este un enunț asertiv ce reprezintă ideea de bază de la care se va ajunge la o concluzie. Adică este ceea ce voi susțineți chiar de la început, pornind de la textul dat, de la textul suport. Această afirmație trebuie să fie plauzibilă, să fie credibilă, clară și coerentă, dar totodată ea are un caracter subiectiv. Adică fiecare dintre voi poate să aibă o părere diferită de a celorlalți în legătură cu cerința și trebuie justificată prin argumente sau probe sau dovezi care trebuie să fie foarte puternice, adică să reușească să convingă receptorul, fie el profesorul evaluator sau, dacă e vorba de o argumentare orală, interlocutorul vostru, că punctul vostru de vedere este cel corect. Da? Atenție mare, în momentul în care formulați această ipoteză, trebuie să fiți foarte, foarte atenți la cerință. Adică să nu scăpați cumva din vedere ceea ce vă cere exercițiul 1 roman B. În acest sens, m-am gândit că ar fi ușor să luăm un exemplu, și anume testul de antrenament numărul 1 propus de Ministerul Educației pentru această perioadă de pandemie. Textul suport din acest model este un fragment dintr-un jurnal de călătorie ținut de Dimitrie Bolintineanu, în care Bolintineanu vorbește despre ceea ce a simțit el în momentul în care a plecat din Istanbul cu vaporul, traversând strâmtoarea Bosfor. Pentru a formula ipoteza sau opinia, sunt atentă la două lucruri după lectura textului suport. În primul rând, ce mi se cere la exercițiul 1 roman B, și anume dacă peisajele pot influența în mod definitoriu sentimentele unui călător sau nu, și să înțeleg textul în sine, adică să înțeleg ce vrea să transmită Bolintineanu prin acest fragment. Și atunci, eu vă dau un exemplu de opinie pentru acest exercițiu 1 roman B și m-am gândit așa că putem formula un enunț de tipul: eu cred că peisajele pot influența în mod definitoriu sentimentele unui călător, transformându-l, chiar dacă pentru un timp scurt, într-un contemplator al minunilor lumii, într-un filozof, într-un artist sau chiar într-o persoană temătoare. Observați că în această ipoteză am folosit un conector specific, eu cred că, și am preluat din cerință acea secvență care îmi formulează exact punctul de vedere. Peisajele pot influența în mod definitoriu sentimentele unui călător. Da? După care am dezvoltat și am explicat în ce fel pot să influențeze peisajele sentimentele unui călător. Adică pot să-l transforme într-un contemplator, pot să-l transforme într-un filozof, într-un artist sau chiar într-o persoană temătoare, în sensul că anumite peisaje pot să ne creeze o stare de anxietate.
Mai departe, al doilea element de structură dintr-un eseu argumentativ este reprezentat de argumente. Așa cum prevede cerința de la examenul de bacalaureat, voi trebuie să formulați două argumente, să le și dezvoltați. Pentru fiecare dintre acestea primiți punctaj separat, adică 3 puncte pentru formularea unui argument, 3 puncte pentru dezvoltarea lui și, mai important, că asta știți probabil deja, trebuie să valorificați textul suport și să vă folosiți de experiența voastră personală. Bun, revenind la aspectul teoretic. Argumentele reprezintă enunțuri care justifică tezele sau opiniile. Adică prin argumente justificați ceea ce ați formulat în ipoteză și ele fac trecerea de la ipoteză la concluzie. Ele trebuie să aducă o informație nouă, adică nu este suficient să reluați o secvență din ipoteză pur și simplu. Trebuie să explicați mai mult, să dați mai multe detalii, să dezvoltați acea idee și ele trebuie introduse prin conectori, pe care voi cu siguranță îi cunoașteți. În primul rând, în al doilea rând, pe de o parte, pe de altă parte sau în plus, da? Atenție! Dezvoltarea argumentelor se poate face prin referire la fapte, la date, la mărturisiri, care trebuie să fie obligatoriu credibile, pot să fie exemple din viața reală, pot să fie chiar citate, depinde de subiectul pe care îl aveți de abordat și de orizontul vostru cultural până la urmă. Argumentele se pot clasifica în trei categorii. Pot să fie argumente raționale sau logice, pot să fie argumente etice sau morale, adică cele care spun ceea ce este bine și ceea ce este rău, și pot să fie argumente emoționale. Aceste argumente emoționale sunt considerate cele mai slabe dintre toate trei, pentru că depind foarte mult de modul în care receptorul se raportează la ele. Bun, pe textul suport din Bolintineanu, despre care discutăm. Un tip de argument rațional sau logic ar putea să fie următorul. Agențiile de turism au făcut studii pe acest subiect, concluzia fiind că, aflați în diverse locuri în țară sau în străinătate, călătorii sunt influențați de ceea ce văd și au trăiri foarte diferite. Da? Este un argument logic sau rațional, bazat pe anumite studii, aici chiar dacă sunt inventate, nu contează, important este să prindeți ideea demonstrației. Da? Și poate fi detaliat mai departe în funcție de zonele pe care le-ați vizitat, de peisajele pe care le-ați văzut și așa mai departe. A doua categorie de argumente, argumentele etice sau morale, sunt mai greu de abordat pe acest text, pe textul din Dimitrie Bolintineanu. O să vă dau un exemplu ca să înțelegeți la ce se referă. Să spunem că avem de argumentat dacă temele pentru acasă date elevilor trebuie să fie numeroase sau să le ocupe mult timp sau nu. Dacă susțin că aceste sarcini sau teme pentru acasă trebuie să lase elevului și timp liber în care el să respire, să aibă activități extracurriculare, să se bucure de peisajul din jur, de timpul lui liber, de orice vreți voi, atunci un tip de argument etic sau moral ar fi că aceste sarcini sau teme pentru acasă îi ocupă cea mai mare parte din timp elevului și că el nu mai are timp de altceva, adică el nu mai poate să se dezvolte ca om, pentru că este supra-solicitat. Cel de-al treilea tip de argumente, argumentele emoționale, v-am spus că sunt cele mai slabe, dar pentru acest text în care Bolintineanu descrie malurile Bosforului și o furtună în final, se potrivește foarte bine un argument emoțional. Și m-am gândit să-l formulăm în următorul fel. Imaginea unui râu de munte care curge mă face să mă gândesc la cât de efemeri suntem, în timp ce, atunci când mă aflu pe vârful Ciucaș, simt că pot cuceri lumea. Acest argument face apel la empatie, la ceea ce simțim noi și receptorul sau evaluatorul poate să se identifice cu aceste trăiri sau poate să considere că aceste argumente sunt pertinente sau nu. Pentru că, într-adevăr, curgerea continuă a unui râu de munte ne arată că suntem niște ființe trecătoare în lume,
Iar înălțimile, vârful Ciucaș la care am făcut eu referire aici, ne pot transforma în niște învingători sau ne pot da senzația că suntem niște învingători și că noi putem cuceri lumea. Cel de-al treilea element de structură este reprezentat de concluzie. Concluzia este un enunț care decurge dintr-un șir de argumente și este pus în legătură cu ipoteza. Atenție! Deci, trebuie să existe o strânsă legătură între ipoteză, argumente și concluzie. Trebuie să existe ca un fir roșu care să facă legătura între toate cele trei. Concluzia trebuie introdusă printr-un indicator specific, prin urmare, așadar, deci, în concluzie, conchid că, dacă vreți, și fiecare dintre elementele concluziei trebuie să fie susținut prin argumente, adică să se facă o legătură clară între ceea ce am prezentat anterior ca argument, între ipoteza noastră și concluzie, pentru ca această concluzie să fie valabilă. Este greșită abordarea următoare. De cele mai multe ori, elevii nu sunt atenți și consideră că este suficient să reia ideea din ipoteză sau ipoteza ca atare în concluzie. O astfel de abordare nu face decât să transforme demonstrația noastră într-o definiție circulară în termeni logici. Da? Adică această concluzie poate fi construită doar prin două metode, cele mai eficiente. Prin rezumarea argumentelor, adică reluând ceea ce am spus în argumente, pe scurt, bineînțeles, sau prin revenirea asupra ideii din ipoteză. Puteți eventual să stabiliți o direcție de urmat, să dați un sfat în final, dar numai după ce ați respectat una dintre aceste două reguli. Da? Bun. Așadar, pentru a experimenta trăiri, sentimente cât mai diverse, ar trebui să călătorim, să vedem peisaje diferite care ne vor încânta cu frumusețea lor. Acesta este un exemplu de concluzie care poate fi folosit în construirea subiectului 1 roman B din modelul pe care vi l-am propus. Conectorii argumentativi sunt o altă particularitate a argumentării sau a construirii unei argumentări, redactării unui text argumentativ. Trebuie folosiți obligatoriu. Ei sunt punctați ca atare în barem și anume, pentru ipoteză, v-am dat niște exemple. Eu cred că, sunt de părere că, eu consider că. Pentru argumente, mai întâi, în primul rând, în plus, în al doilea rând, obligatoriu în dezvoltarea argumentului trebuie să aveți conectori de tipul ca dovadă, spre exemplificare, de exemplu, da? Și aici trebuie să vă folosiți de textul suport într-unul dintre argumente, iar în cel de-al doilea de experiența voastră de viață, puteți să faceți referire la filme pe care le-ați văzut, la ceea ce ați trăit voi sau prietenii voștri, istoria familiei, orice vă este de folos. Pentru ca, în final, în concluzie, să folosiți conectori de tipul astfel, deci, așadar, prin urmare, conchid că. În construirea unei argumentări convingătoare, trebuie să mai țineți cont de niște reguli pe care eu le consider reguli de aur. Și anume, trebuie să respectați calitățile generale și particulare ale stilului. Adică proprietatea, claritatea, concizia, coerența. La ce se referă ele? Proprietatea se referă la respectarea sensului termenilor sau cuvintelor așa cum apar ele în dicționar. Adică să folosesc cuvintele cu sensul lor cunoscut, cu sensul lor propriu. Dacă utilizez figuri de stil, este clar că acolo e vorba de altceva despre sensul figurat. Claritatea. Textul meu trebuie să fie foarte clar. Oricine citește textul trebuie să înțeleagă ce am vrut să transmit. Trebuie să fie și concis, adică nu trebuie să fie dezlânat, să spun la obiect ceea ce cred și să-mi argumentez această părere cu argumentele potrivite. Iar textul trebuie să fie coerent. Trebuie să existe acea linie sau fir roșu între ipoteză, argumente și concluzie.
Pe de altă parte, originalitatea este o altă regulă de aur. Fiecare eseu trebuie să fie original. Voi puteți face acest lucru sau puteți să deveniți originali doar dacă valorificați ceea ce ați trăit voi, ceea ce ați citit, ceea ce știți, ceea ce ați auzit, da? Fără să vă raportați la experiențele altora neapărat sau să fiți foarte, foarte legați de textul suport. Folosirea unui registru stilistic adecvat este o altă regulă. Ce înseamnă? Înseamnă că folosim o limbă literară, da? Evităm tot ceea ce înseamnă limbajul familiar, limbajul argotic, jargonul, excesul de neologisme este foarte supărător, da? Deci textul trebuie scris respectând foarte, foarte strict normele limbii literare. Iar ultima regulă, pentru care v-am spus deja, primiți 4 puncte la examenul de bacalaureat, se referă la valorificarea textului dat și a experienței personale. Pentru valorificarea textului dat primiți 3 puncte și pentru valorificarea experienței personale 1 punct. Recomandarea mea ar fi ca în dezvoltarea unuia dintre argumente să valorificați textul dat. Asta însemnând să citiți cu foarte mare atenție textul, să înțelegeți ceea ce autorul vrea să transmită, să formulați acea idee și să o argumentați cu mici secvențe citate din text. Și despre valorificarea experienței personale am discutat deja când am vorbit despre originalitate. Mai departe, vă propun să vedem cum am putea să valorificăm textul dat de la, din primul test de antrenament trimis de Ministerul Educației, și anume fragmentul din Bolintinean. Dacă citiți cu mare atenție textul, o să observați că sunt două secvențe diferite. Prima secvență stă sub semnul adjectivului desfătător sau al substantivului desfătare, iar cea de-a doua parte a textului descrie o furtună și starea pe care o au oamenii datorită acestei schimbări a vremii. Starea de desfătare sau de plăcere simțită de Bolintineanu atunci când descrie frumusețea Bosforului este dată de diversitatea peisajelor. Îi se pare că liniile se schimbă, că se schimbă nuanțele obiectelor de pe margine. Și el folosește următoarele citate sau figuri de stil. Forme schimbătoare, maluri drepte, plecate, îndoite, case, geamii cu minarete. Pentru a surprinde tot ceea ce este desfătător pentru ochiul lui, ochiul unui contemplator. Pentru ca, în final, schimbarea de stare din cauza furtunii să fie sugerată prin alte citate, prin fierberea valurilor, prin ruliul care îi face pe mulți pasageri să stea în paturile lor, prin reacția pe care o are comandantul vasului de a proteja femeile și copiii ducându-i în cabinele lor. Deci, în acest fel, putem să ne raportăm într-un mod eficient la un text suport. Trebuie întâi să-l citim cu mare atenție, să subliniem eventual acele secvențe care ne vor ajuta în argumentare, apoi să formulăm noi ideea într-unul dintre argumente și să utilizăm citatele eventual comentate ca exemple. În final, vă propun o tehnică modernă pe care eu o aplic la clasă, se numește brainstorming, adică furtună în creiere. Să spunem că aveți o cerință dificilă, un text suport dificil la examenul de bacalaureat și nu știți de unde să începeți argumentarea, nu știți ce argumente să folosiți. Atunci ar fi foarte util dacă ați aplica această tehnică. În ce constă? În centrul unui cerc, așa cum vedeți în prezentarea mea, puteți să vă notați cuvintele cheie care apar în cerință. De exemplu, peisaje și starea privitorului, să zicem, pentru acest text al lui Bolintinean. Și apoi încep să mă gândesc la toate lucrurile care au legătură cu peisajele
Deci toate peisajele care m-au marcat pe mine ca om și la stările diferite pe care le-am avut de fiecare dată când am privit un anumit peisaj. Și eu v-am dat următoarele exemple. Culoarea turcoază a Mării Egee, care pe mine, de exemplu, mă trimite cu gândul la ataraxia grecilor, la starea de liniște deplină. Apoi, liniștea înălțimilor de la Bâlea Lac, ce poate avea același efect asupra unui privitor sau, din contră, poate să-i creeze o stare de neliniște datorită pășunilor alpine și lipsei vegetației. În același registru, pustiul deșertului care poate să sugereze moartea sau absența vieții sau, pe de altă parte, poate să sugereze sfârșitul, la fel, o stare de tristețe. Foșnetul unei păduri de foioase toamna este un alt peisaj care poate să-mi trezească, de exemplu, sentimentul de bucurie al comuniunii cu natura. Imaginea unui pârâu de munte vara, la care am făcut deja referire, care mă poate trimite la gândul că toți suntem trecători, da? Și să mă gândesc la afirmația lui Heraclit că totul este o curgere continuă, adică nimic nu va mai fi niciodată cum a fost înainte, da? Și să folosesc toate aceste idei sau o parte dintre ele în construirea argumentelor mele. Un alt sfat, ultimul pe care vreau să vi-l dau, atunci când construiți o argumentare și vreți ca ea să fie convingătoare, aveți grijă să fiți extrem de preciși, să dați exemple foarte clare, textul să fie coerent. Nu vorbiți de la o mare distanță ca și când ați fi trăit 100 de ani și știți tot ceea ce este pe această lume. Contează foarte mult modul în care vă construiți argumentarea pentru a obține un punctaj maxim la examenul de bacalaureat. Vă doresc mult succes și toate cele bune!